Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit astăzi la Câștigați Acum. Sunt Diana Bureană și astăzi v-am pregătit multe jocuri senzaționale pentru dumneavoastră. Așadar, dragii mei, jocul nostru, concursul nostru, este o emisiune promoțională pentru site-ul www.outletshop.com. Așadar, cu fiecare apel la 1208, achiziționați dumneavoastră un cupon digital în valoare de 2,38 euro, ce poate fi folosit pe site-ul nostru www.outletshop.com. Așadar, jocul de astăzi, cu fiecare achiziție a unui cupon digital, câștigați două produse de pe www.outletshop.com, unde avem aceste lame de epilat pentru sprâncene, utile pentru doamne, dar și pentru domni, și puteți participa la jocul nostru de astăzi. Astăzi avem de găsit un animal ce începe cu litera C. Un animal ce începe cu litera C și care valorează, fiți atenți, 300 de lei garantat. 300 de lei. Căutăm un animal, avem prima literă, litera C, este un animal pe care dumneavoastră îl știți și pe care vreau să-l aud chiar acum în legătură directă la 1208. O să am foarte mulți câștigători astăzi. Vreau să am, este vineri, vreau să am conectare rapidă, vreau să fiți aici foarte, foarte repede, să am cât mai mulți câștigători astăzi, pentru că am adus foarte multe jocuri, așa ca de vineri să încheiem săptămâna. Așa cum se cuvine, cu un prim câștigător, vreau să vedem pe cine voi premia eu. Chiar acum cu 300 de lei. Sper că pe dumneavoastră, care tocmai ce vă uitați, ce animal începe cu litera C. Dacă știți, formați acum 1208 și fiți dumneavoastră cel sau cea care va ajunge în legătură directă, fiți dumneavoastră cel care aveți deja, care îmi spuneți chiar acum animalul pe care îl știți și începe cu litera C. Ia să vedem, are cineva vreo idee? Vrea cineva să fie chiar acum primul meu câștigător? Îl aștept pe primul meu câștigător. Animalul ce începe cu litera C și care se ascunde la mine în plic este... Haideți să vedem cine poate să îmi spună chiar acum, pentru că vreau să am un câștigător. Vreau să-l am pe primul meu câștigător. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule! Ia să vedem la ce animal v-ați gândit. Cămilă! Cămilă, un răspuns tare interesant, din păcate nu am astăzi cămilă, dar foarte bine cămilă. Haideți să vedem un alt animal precum cămilă. Bun, foarte interesant, cămilă a fost primul meu răspuns de astăzi, la fel precum cămilă, un animal pe care dumneavoastră îl cunoaște și începe cu litera C. Haideți să vedem, 350 de lei. Cine poate să-mi spună, cine poate să fie chiar acum aici în legătură directă? Da, haide să vedem. Foarte bine, încă un animal, 350 de lei, chiar acum vreau să-l aud de la dumneavoastră, să vă premiez o doamnă, un domn, cine vrea să câștige toți acești bani, pentru că am început cu un premiu foarte, foarte important, este o idee foarte bună, așa că vreau să vedem. Cine are următorul animal pregătit? Dacă nu este cămilă, atunci ce altceva? Ce altceva vă trece chiar acum prin minte și începe tot cu litera C, așa cum începe cămilă? Haideți să vedem, poate cineva să-mi spună, poate cineva să fie cel de-al doilea, cel primul meu câștigător, cel de-al doilea achiziționar de cupoane digitale care ajunge aici cu răspunsul corect, răspunsul care se află la noi în plic și pentru care astăzi câștigați 350 de lei. Timpul trece, se apropie weekendul, dar cum să începem weekendul decât cu o grămadă de bani? Vreau să începem weekendul câștigători, dragii mei, așa că haide să vedem a doua. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, cum vă numiți? Stoienac Adrian Cristian. Domnule Adrian, ia să vedem la ce animal v-ați gândit. Cangur. Cangur, ah, fantastică idee, dar nu am cangur astăzi, din păcate. Nu căutăm cangur și nici cămilă cangur. Căutăm altceva. Bine, haide să fie 400 de lei garantat. 400 de lei pentru că sunteți foarte, foarte deștepți astăzi, foarte rapizi. Așa îmi place de dumneavoastră. Vreau să aud atunci următorul răspuns. Ați văzut ce conectări rapide avem, așa că foarte repede vreau să-l aud pe următorul meu achiziționar de cupoane digitale care are o idee, în afară de cămilă și de cangur. Ce alt animal se poate ascunde la mine în plic? Nu uitați, dragii mei, să vă și achiziționați produsele de pe www.outletshop.com. Avem și aceste stilouri cu funcționalitate tactilă pentru telefoanele mobile, iar cu fiecare achiziție a unui cupon digital puteți să fiți aici, puteți să-mi spuneți următorul animal ce începe cu litera C. Alo, bună ziua! Bună ziua, animal cu C, cal.
cal. Foarte simplu, foarte bine, doamnă, dar nu am cal astăzi, din păcate, nu este cal. Foarte bine gândit, însă așa vreau de la dumneavoastră animale cunoscute cu litera C. Haideți să vedem, haideți să găsim un altul. Sunteți foarte buni, foarte buni, ne apropiem de răspunsul corect, însă meritați 450 de lei, meritați 450 de lei pentru că sunteți extraordinar de buni astăzi, extraordinar de pregătiți cu animale ce încep cu litera C și sper să aud chiar acum și animalul care se ascunde la mine în plic. Ce mai începe cu litera C? Ce mai puteți să mai spuneți în afară de cămilă? Cangur și cal. Un alt animal, la fel, tot cu litera C. Vreau să-l aud aici în legătură directă. Aveți 450 de lei chiar acum dacă îmi spuneți animalul pe care noi îl căutăm. Ia să vedem cine mai are o idee la fel de bună. Cine este următorul? Cămilă, cangur, cal. Doar atât? Nu cred eu că sunt toate. Cine vrea să câștige 450 de lei la începutul weekendului? Pentru că începe weekendul, dragii mei, și vrem să fim câștigători astăzi, nu-i așa? Vrem să avem cât mai multe premii. Așadar, haideți să ne uităm, haideți să ne concentrăm. Cămilă, cangur și cal au fost răspunsurile dumneavoastră de până acum. Ce altceva? Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamnă dragă! Ia să vedem la ce animal v-ați gândit. Câine, bine gândit, un animal cunoscut, dar nu am câine astăzi, of, ce păcat că nu am câine. Dar așa-mi place când aud răspunsuri foarte bune. Aveți în acest moment 500 de lei garantat. Dacă nu este nici câine, nici cal, nici cangur, nici cămilă, atunci ce poate să fie, dragii mei? Avem 5 milioane de lei vechi doar pentru acest animal care astăzi este aici la mine în plic și pe care sper să-l aud cât mai repede de la dumneavoastră. Am auzit răspunsuri foarte bune, v-ați gândit la un câine. Ce drăguț, câine, cal, cangur și cămilă. Dar mai aveți o idee? Sunt sigură că cineva acolo are o idee diferită de animalele pe care noi le-am auzit. Cu cât eliminăm mai multe animale, pentru că deja 4 răspunsuri le-am eliminat, cu atât ne apropiem de soluția corectă. Nu a mai rămas, cred eu, decât animalul de la mine din plic. Haideți să vedem, haideți să ne concentrăm, să vedem cine poate să mi-l spună pe următorul. Câine, cămilă, cal, cangur, ce altceva mai avem noi? Ce altceva poate să fie la noi în plic? Dacă aveți încă o idee, lăsați-mă să știu. Nu spuneți cele pe care deja le-am auzit. Vreau să aud un alt animal. Prima literă este litera C. Haideți să vedem cine poate să găsească un alt animal ce începe tot așa cu litera C. Nu este cămină, nu este cangur, nu este cal, nu este câine, dar ce altceva mai putem să găsim? Haideți să ne concentrăm. Nu vreau să pierdeți această oportunitate. Nu vreau să câștige altcineva în locul dumneavoastră. Este vineri după amiază, așa că poate că altcineva vine, vecinul de la servici, și câștigă premiul în locul dumneavoastră. Păi nu ar fi și păcat, dumneavoastră v-ați uitat, dumneavoastră ați văzut ce animale s-au spus până acum și aveți, sunt sigură, un altul pregătit. Poate fi chiar cel de la mine din plic. Cred că deja aveți soluția, nu-i așa? Ați avut destul timp să vă gândiți. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule, cum vă numiți? Adelean Daniel. Haideți să vedem care este soluția. Soluția, vă rog. Ați închis. Ce faceți? De ce ați închis, dragii mei? Haideți să vedem. Vreau să aud de la cineva. Ce faceți? În fața unui premiu de 500 de lei nu aveți voie să închideți. Spuneți-mi orice animal care vă trece prin minte în momentul în care sunteți aici în legătură directă. Aveți 550 de lei de acum înainte. Premiul a crescut, este momentul să fiți și dumneavoastră cu un alt animal diferit de cămilă, cangur, cal și câine. Dacă îl aveți, dacă aveți animalul pregătit, ei bine, vreau să vă aud acum în legătură directă, vreau să vorbesc cu norocosul meu, achiziționar de cupoane digitale, care astăzi va câștiga 550 de lei. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Ia să vedem la ce animal v-ați gândit. Cocoș.
Cocoș, bine gândit, dar nu este cocoș. Nu este cocoș, însă foarte bine gândit. Vă apropiați de răspunsul corect. Ce să fie, ce să fie, ce să fie? Ce spuneți de 600 de lei? Am dublat premiul pentru că am început cu 300 de lei, iar acum am ajuns la 600 de lei. Ei bine, acum e acum, acum e acum, pentru că vreau să vă văd. Vreau să aud un alt răspuns, în afară de cocoș, câine, cal, cangur și cămilă. Ce altceva? Ce altceva se mai poate ascunde în plic? Am auzit răspunsuri foarte, foarte bune, dar vreau să vă aud acum, vreau să vă pot și premia. Mai aveți o idee? Mai știți un alt animal ce începe cu litera C? Cămilă, cangur, cal, câine și cocoș au fost răspunsurile dumneavoastră. Însă acum să vedem cine, cine poate să găsească un alt animal ce începe cu litera C. Mai este cineva? Mai poate cineva să fie astăzi câștigătorul meu? 600 de lei. Sunt pregătiți. Eu sunt pregătită cu premiul. Sunt pregătită să vă premiez. Haideți să vedem dacă aveți o idee, dacă știe cineva, dacă poate cineva să îmi spună despre ce animal este vorba. Cine, cine poate să fie câștigătorul meu? Haideți să vedem, haideți să auzim un alt animal ce începe cu litera C. Nu este cocoș, nu este câine, nu este cal, nu este cangur, nu este cămilă. Atunci ce să fie? Am 600 de lei aici pregătiți pentru dumneavoastră. Mai aveți o idee? Mai este cineva care poate să-mi spună următorul animal? Ia să vedem, dacă mai este cineva, vreau să-l aud chiar acum în legătură directă, vreau chiar acum să vă pot premia, pentru că nu știu, nu știu ce idee puteți să mai îmi spuneți. Haideți să vedem, vreau să vă aud, vreau să vă aud acum. O idee foarte bună, o idee pe care dumneavoastră o știți, cămilă, cangur, cal, câine, cocoș. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamnă dragă, cum vă numiți și de unde ne sunați? Brânzei Mihaela. Doamna Mihaela, la ce animal v-ați gândit? Capră. Capră, ce răspuns bun, dar nu este capră, ce rău îmi pare că nu este capră. Este altceva în afară de capră. Haideți să vedem. Fantastice idei, idei extraordinare, dar ce se află la mine în plic, dragii mei? Ce se află? 650 de lei se află chiar acum, pregătiți pentru unul dintre dumneavoastră, pentru cel sau cea care îmi va spune fix animalul de la mine din plic. Capră, cocuș, câine, cal, cangur și cămilă au fost răspunsurile dumneavoastră, dar mai este posibil, mai puteți să mai spuneți un alt animal. Haideți să ne concentrăm, pentru că sunt sigură că îl voi auzi și pe cel de la mine din plic. Am auzit deja 6 răspunsuri de la dumneavoastră, ați văzut, nu este absolut nicio problemă să fiți aici, trebuie doar să-mi dați un semn la 120, pentru că cu fiecare achiziție a unui cupon digital puteți să participați la jocul nostru TV promoțional. Nu uitați să vă și selectați produsele. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, m-auziți? Bună ziua! 3, 2, 1... Nu închideți, dragii mei, dacă sunteți aici. Spuneți ceva să vă aud, spuneți orice, poate că aveți soluția bună. 700 de lei garantat însă în acest moment pentru cel sau cea care îmi va da soluția corectă. 700 de lei sunt pregătiți pentru câștigătorul meu de astăzi. Cămilă, cangur, câine, cal, cocoș și capra au fost răspunsurile dumneavoastră, dar mai se mai poate găsi încă un animal ce începe cu litera C, un animal pe care dumneavoastră îl cunoașteți, un animal cunoscut de toată lumea, pe care eu abia aștept să-l aud de la dumneavoastră și abia aștept să vă premiez pentru acel animal. Haideți să vedem. Mare cineva o idee? Mai putem să mai găsim un alt fel de animal în afară de cele pe care le-am auzit până acum? Am auzit 6 răspunsuri. Haideți să vedem, poate că cel de-al 7-lea va fi chiar norocosul meu câștigător de astăzi. 700 de lei, 7 milioane de lei vechi sunt pregătiți. Este un premiu fantastic pe care puteți să-l câștigați imediat, garantat, doar că aveți un alt animal pregătit. Haideți să vedem. Puteți să verificați pe internet dacă vreți, poate că aveți o carte cu animale, poate că vă uitați pe un, nu știu, poate că ați învățat destul de multe animale la școală, poate că unul dintre ele este cel pe care îl căutăm noi. Haideți să vedem, un alt răspuns diferit de cele pe care deja le-am auzit, capră, cocoș, câine, cal, cangur și cămilă.
ce altceva mai poate să mai fie? Haideți să ne concentrăm, pentru că vreau să am cât mai repede un câștigător. Să vedem cine va fi oare câștigătorul nostru de astăzi. Cine va fi cel mai bun, cel mai atent, cel care îmi va spune un animal ce începe cu litera C. Aveți vreo idee? Știe cineva? Vrea cineva să fie câștigător astăzi? Vreau să vedem. Dacă aveți un animal ce începe cu litera C, cine este următorul? Cine vrea să câștige cei 700 de lei? Cei 700 de lei sunt aici, pregătiți pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, haideți să ne concentrăm, pentru că nu vreau să pierdem această oportunitate. Acum este momentul dumneavoastră, acum este momentul să fiți aici, acum este momentul să fiți câștigător, câștigătorul meu de astăzi. Am auzit răspunsuri atât de bune încât vreau să aud animalul din plic, animalul ce începe cu litera C. Capră, cocoș, câine, cal, cangur și cămilă. Deja am avut 6 răspunsuri atât de bune încât... Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, dragă doamnă! Ia să vedem la ce animal v-ați gândit! Cămilă! Cum ați spus? Căprioară! Căprioară, of, nu este căprioară, din păcate. O idee foarte bună, dar nu am căprioară astăzi. Căprioară, căprioară. Bine, haide să fie 750 de lei. 750 de lei. Astăzi, pentru cine va găsi următorul animal, fiți atenți, vă rog să nu repetați animalele care deja le-am auzit. 750 de lei însă sunt gata să vină către dumneavoastră dacă îmi spuneți chiar animalul de la mine din plic. Dar cine? Cine să fie cel sau cea care are o idee la fel de bună, dar... Bineînțeles, trebuie să-mi spuneți un alt animal care nu s-a mai spus până acum. Căprioară, capră, cocoș, câine, cal, cangur și cămilă. Fiți atenți să nu repetați răspunsurile. Am auzit deja 7 animale. Și aceste 7 animale este clar că nu pot fi, nu se pot afla la mine în plic. Un alt animal se ascunde acolo și dumneavoastră îl știți și pe acela. Sunt sigură, pentru că am auzit răspunsuri bune, foarte bune. Înseamnă că nu au mai rămas atât de multe animale. Uitați-vă pe o carte. Nu știu, pe internet. Poate că veți găsi un alt animal diferit de ce am auzit până acum. Haideți să vedem. Mai are cineva un alt animal pregătit? Nu este suficient să-l rostiți în casă, să-l spuneți familiei, știu eu, soției. Trebuie să-l spuneți aici, în legătură directă, dacă vreți să vă primiți, dacă vreți să aflați dacă este sau nu animalul de la mine din plic. Poate că ideea dumneavoastră este cea mai bună. Poate că chiar animalul care dumneavoastră îl aveți acum în minte este animalul de la mine din plic. Este și păcat să nu-l auzim aici în legătură directă, să nu fiți dumneavoastră cel care va câștiga astăzi 750 de lei. Uitați-vă la aceste animale. Cămilă, cangur, cal, câine, concentrați-vă, timpul trece, am o grămadă de jocuri pentru astăzi, așa cum am mereu jocuri foarte, foarte multe. Cred că 5 sau 6 jocuri sunt pregătite. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, dragă doamnă! Ia să vedem la ce animal v-ați gândit? Catâr. Catâr! Oh, ce răspuns bun, dar nu am astăzi catâr, nu este soluția corectă, însă catâr. Chiar am avut odată acest cuvânt, catâr. Haideți să vedem, 800 de lei garantat în acest moment pentru cine îmi va spune animalul de la mine din plic. Dacă nu este nici catâr, nu este nici căprioară, nici capră, nici cocoș, nici câine, cal, cangur sau cămilă, ce altceva să fie? Ce altceva mai aveți în minte chiar acum? Haideți să ne gândim. Să știți că îmi place de dumneavoastră, pentru că aveți idei foarte bune, vă gândiți la tot felul de animale și înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Înseamnă că în curând voi auzi chiar animalul de la mine din plic. Am auzit 8 răspunsuri de la dumneavoastră. Haideți să vedem dacă cel de-al nouălea va fi chiar norocosul meu câștigător, pentru că va fi cu siguranță norocosul meu achiziționar de cupoane digitale care va câștiga 2 produse. Nu uitați, apropo, să vă și selectați produsele de pe www.outletshop.com și să vă introduceți în câmpul cupon digital numărul dumneavoastră de telefon. Dar acum am nevoie de cineva care se gândește la un animal ce începe cu litera C, dar nu se află pe tabla mea, pentru că știm clar că aceste răspunsuri le-am eliminat. Nu poate să fie niciunul dintre ele. Nici cămilă, nici cangur, nici cal, nici câine, nici cocoș, nici capră, nici căprioară, dar nici catâr. Alo, bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua, dragă doamnă, cum vă numiți? Gațu Maria Elena! Doamna Maria, haide să vedem la ce animal v-ați gândit? La cârtiță! Cârtiță, oh, ce răspuns bun, dar nu am cârtiță, of, ce rău îmi pare că nu am cârtiță astăzi, nu este cârtiță, cârtiță, haideți să îl notăm aici. Bine, dragii mei, haideți că m-am hotărât, vă dau a doua literă, vă dau a doua literă, a doua literă a acestui cuvânt, care, acestui animal care se află la mine în plic este O. Animalul care se află la mine în plic are a doua literă O. Haideți să vedem ce animal începe cu C-O. C-O, v-am dat a doua literă și să știți că păstrez banii, nu reduc banii. Am 800 de lei pregătiți pentru dumneavoastră, chiar dacă v-am dat acest indiciu foarte, foarte important. A doua literă este litera O. Am auzit chiar și cârtiță, wow, ce răspunsuri bune. Dar să vedem acum, cu C-O. Co, ce să fie? Co, ce animal începe cu C-O? Sunt sigură că l-aveți, sunt sigură că l-aveți, aveți 800 de lei. 800 de lei, pregătiți, dragii mei, 800 de lei sunt aici doar pentru câștigătorul meu. Haideți să vedem, cârtiță, catâr, căprioară, nu începeau cu litera, nu aveau a doua literă, litera O. Fiți atenți pentru că animalul pe care îl căutăm noi acum știm clar că a doua literă este litera O. Poate cineva să găsească un astfel de animal care să înceapă cu C-O. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, dragă domnule, ia să vedem la ce animal v-ați gândit. Crocodil. Cum ați spus? Crocodil? Da. Crocodil, nu pot să cred, v-am spus că începe cu C-O. Crocodil nu începe cu C-O. Crocodil, dragii mei, v-am spus, a doua literă este litera O. Nu poate să fie crocodil, nu are cum să fie crocodil. 850 de lei, cum poate să fie crocodil? Dacă a doua literă este litera O, v-am dat un indiciu foarte, foarte important, fiți atenți la indiciul meu, C-O, C-O, nu C-R, C-O, ce animal începe cu C-O? Haideți să vedem, am 850 de lei, premiul a crescut, este momentul ca și dumneavoastră să fiți un pic mai atenți, atât vă cer, un pic mai atenți și să nu-mi spuneți un animal care să nu înceapă cu C-O. Haideți să vedem, nu-mi spuneți o soluție greșită, pentru că crocodil este o soluție greșită, a doua literă este litera O. Haideți să vedem, nu cred că sunt atât de multe animale care să înceapă cu C-O. Eu cred că ne apropiem cu pași repezi de animalul de la mine din plic. Am 850 de lei. Pregătiți chiar acum pentru dumneavoastră. Dar ce să fie? Care să fie acel animal pe care noi îl căutăm? C-O, C-O. Haideți să vedem. C-O, 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 C-O. Co, haideți să vedem cine. Am o idee, dar nu pot să vă ajut. Nu pot să vă ajut pentru că trebuie dumneavoastră să-mi spuneți care este animalul care începe cu C-O și animalul pe care noi îl căutăm. Haideți să vedem. Vreau să-l aud de la dumneavoastră, vreau să-l pot premia chiar acum. C-O. Ce animal începe cu C-O și pe care vreau să îl aud chiar acum de la dumneavoastră? Vreau să vă pot premia. Haideți să vedem. C-O, C-O, ce animal să fie? Concentrați-vă, dragii mei. O idee este suficientă pentru mine. Dacă este soluția corectă, este suficient. Spuneți-mi animalul și premiul este al dumneavoastră. Aveți 850 de lei aici. Pregătiți! Deci, să vedem. Bun, ce spuneți de 900 de lei garantat? 900 de lei aveți garantat acum doar pentru animalul acesta. Un singur cuvânt, un singur animal și gata, aveți 9 milioane de lei pregătiți să vină către dumneavoastră. C-O, C-O, ce animal începe cu C-O? Haideți să ne concentrăm. Vreau să vă aud, vreau să vă premiez, vreau să fiți dumneavoastră câștigătorul meu, însă am nevoie de răspunsul corect. C-O, ce animal poate să fie? C-O, poate cineva să-mi spună?
Haideți să ne concentrăm, pentru că am nevoie de răspunsul dumneavoastră chiar acum. Însă, trebuie, dragii mei, să fiți aici, trebuie să-mi spuneți care este acel animal ce începe cu C-O și pe care încă nu l-am auzit. Încă nu l-am auzit. Dar sper să-l aud de la dumneavoastră și sper să vă pot premia cu 900 de lei. Haideți să vedem. Dacă aveți răspunsul corect, înseamnă că dumneavoastră meritați să fiți câștigătorul meu. Înseamnă că dumneavoastră sunteți cel mai bun dintre cei mai buni, pentru că am auzit azi răspunsuri tare, tare bune, însă n-am auzit prea multe animale care se înceapă cu C-O. În afară de cocoș, n-am auzit niciun alt animal. Ce alt animal în afară de cocoș mai știți dumneavoastră? Haideți să vedem. C-O. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, dragă doamnă, cum vă numiți? Elena. Doamna Elena, ia să vedem, la ce animal v-ați gândit? Cosaș. Cosaș? Da. Cosaș, este. Nu este cosaș, nu este cosaș și nici nu știu sigur dacă este un animal cosaș. Cosaș. Dar nu este cosaș. Haideți să vedem. Vă spun că este o pasăre. Vă dau un indiciu foarte important în acest moment. Animalul pe care îl căutăm noi este pasăre. Pasăre. Care începe cu C-O. Aveți 900 de lei. Haideți să vedem, doamna Elena sau altcineva în afară de cosaș, ce altceva poate să mai înceapă cu C-O? Haideți să vedem, pentru că am răspunsuri foarte, foarte bune de la dumneavoastră și așa vreau să aud tot o pasăre. O pasăre de data aceasta. Acum mi-am dat seama, da, deci cosașul era un pește. Nu, eu caut o pasăre. Și până acum mi-a spus singura pasăre cu C-O, mi-a spus cocoș. Haideți să vedem o altă pasăre care să înceapă cu C-O. Dacă o aveți, dacă o cunoașteți, uitați-vă pe, nu știu, pe un atlas, pe o carte, pe o ceva, unde sunt multe, multe păsări. Și haideți să vedem ce pasăre începe cu C-O. C-O, acea pasăre va duce în acest moment 9 milioane de lei vechi. 900 de lei sunt aici pentru acea persoană care are o idee și poate să fie chiar pasărea de la mine din plic. Haideți să vedem. Ce pasăre cunoaștem? Ce începe cu C-O? C-O. C-O. Concentrați-vă, timpul trece. Dragii mei, suntem la jumătatea emisiunii, mai avem 4-5 jocuri astăzi pregătite, dar nu vreau să mai stau foarte mult cu acest joc, de aceea v-am dat un indiciu foarte important, este vorba despre o pasăre. Începe cu C-O, așa că acum este momentul dumneavoastră, să acționați și să-mi spuneți care. Care este acea pasăre ce începe cu C-O? Are cineva o idee? Nu am auzit decât de la dumneavoastră, decât cocoș. Atât, singura pasăre pe care am auzit-o până acum, însă se mai poate. Mai este încă o pasăre și aceea se află la mine în plic. Haideți să vedem. Cine o găsește? Cine o găsește? Am auzit răspunsuri foarte, foarte interesante. Însă, acum, lucrurile sunt clare. Este vorba despre o pasăre, pentru că nu vreau să mai greșiți. Vreau să-mi dați chiar răspunsul corect. Haideți să vedem. Cine îmi dă chiar acum un semn la 1208? Co, ia să vedem. Poate că și din cei care mi-au dat aceste răspunsuri acum, cineva și-a dat seama despre ce pasăre este vorba. Cu câte persoane am vorbit astăzi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 persoane. Însă, următorul care îmi va spune cu siguranță o pasăre. Dacă este pasărea de la mine din plic, aveți 900 de lei. Eu sper că ați găsit o pasăre ce începe cu C-O. Și vreau să fiți foarte atenți, am primit răspunsuri foarte interesante. Doamna Elena mi-a spus cosaș, este un pește cosașul, dar eu acum vă spun, caut o pasăre, vreau să vă motivez. 950 de lei garantat, 950 de lei garantat din acest moment. Pentru cel sau cea care va găsi pasărea ce începe cu C-O. Ce să fie?
Haideți să vedem. Sunt sigură că o aveți. Sunt sigură că o cunoașteți. Sunt sigură că v-ați uitat pe un atlas. V-ați uitat la speciile de păsări. Poate că este o pasăre care o cunoașteți, poate este o pasăre care vă place, poate că este o pasăre care ați învățat-o la școală. Ei bine, pe acea pasăre vreau să o aud. Pentru acea pasăre vă pot oferi 950 de lei garantat, doar rostind în legătură directă numele acestei păsări. Atât, atât. Doar îl rostiți aici în legătură directă și aveți toți acești bani. Haideți să vedem. Doamna Elena mi-a spus cosaj, dar nu poate să fie cosaj pentru că era un pește, aici este vorba despre o pasăre. Ia să vedem. În afară de cocoș, ce pasăre poate să fie? Mi-a spus pe la jumătatea jocului, mi-a spus o pasăre care să înceapă cu co. La fel ca aceea este și pasărea de la mine din plic. Haideți să vedem. Cine o are? Cine o cunoaște? Cine vrea să fie astăzi marele meu câștigător, primul meu câștigător și vreau să trecem și la alte jocuri pentru că am adus multe jocuri, însă la acesta trebuie să am eu câștigătorul meu, câștigătorul care are deja pregătită o astfel de pasăre. Ia să vedem. V-ați văzut păsări cu co? V-am sfătuit să vă uitați pe o carte sau, nu știu, să vă uitați pe internet. Poate că cineva va găsi măcar o pasăre ce începe cu C-O, în afară de cea pe care deja am auzit-o. C-O. Timpul trece. Are cineva o idee bună? Are cineva o pasăre pregătită și poate să mi-o spună chiar acum aici în legătură directă? O doamnă, un domn, cine să fie oare? Câștigătorul celor 950 de lei. 950 de lei. Un premiu foarte, foarte bun. Haideți să vedem. Alo, bună ziua! Un premiu foarte, bună ziua, foarte bun. Bună ziua, m-auziți? Alo, bună ziua! Soluția, vă rog! Foarte, foarte bun. Soluția, vă rog, ascultați-mă în receptor, nu la televizor. Soluția, vă rog! 3, 2, 1, se aude foarte prost, se aude cu ecou. Dragii mei, nu vine să cred ce se întâmplă. Vreau să vorbiți în receptor. Dați televizorul mai încet în momentul în care intrați în legătură directă, pentru că se va auzi cu ecou, se va auzi foarte, foarte prost. Vreau să mă ascultați în receptor. Bine, în acest moment, premiul crește să fie 1000 de lei garantat, 10 milioane de lei garantat. De acum, dacă aveți orice idee nouă și nu este soluția bună, vă ofer 100 de lei. 100 de lei în acest moment. Pentru orice nouă idee, orice pasăre pe care dumneavoastră o aveți și începe cu CO și, bineînțeles, nu este aici pe tabla mea pentru că una dintre ele este deja. Haideți să vedem. 100 de lei pentru orice idee nouă și 1000 de lei pentru pasărea care se află la mine în plic. Nu aveți absolut nimic de pierdut în acest moment. Sunteți oricum câștigătorul meu. Fie că îmi spuneți o pasăre ce începe cu C-O, fie că îmi spuneți soluția corectă, oricum veți fi câștigător. Câștigați minim 100 de lei, maxim 1000 de lei. Haideți să vedem. Cred că este foarte, foarte bine. Este deal-ul meu de vineri. Vineri după amiază facem această propunere pentru dumneavoastră. Deci orice idee, orice pasăre care nu se află pe tabla mea și nu se află decât una singură, așa că dacă îmi spuneți o pasăre ce începe cu C-O, aveți clar 100 de lei. Minim 100 de lei. Dacă îmi spuneți pasărea care se află la mine în plic, aveți garantat 1000 de lei. Haideți să vedem cine vrea să profite de această oportunitate. Cine vrea să profite de această șansă incredibilă. Numai astăzi, vineri după amiază, la câștigați acum, pot să vă ofer acest premiu. Pot să fac acest lucru pentru dumneavoastră. Știți primele două litere? Așa că puteți să-mi spuneți. Care este pasărea ce începe cu C-O? Pasărea pe care dumneavoastră o cunoașteți. Haideți să vedem. Pasărea care va aduce 1000 de lei astăzi. Haideți să vedem. Nimic, nimic, absolut nimic nu aveți de pierdut, pentru că dacă îmi spuneți cumva altă pasăre, aveți 100 de lei.
Haide să ne gândim, haide să ne concentrăm și să găsim măcar o pasăre ce începe cu C-O și nu se află pe tabla mea. Adică nu poate să fie cocoș, dar poate să fie orice altă pasăre. Haideți să ne gândim, dacă aveți orice altă pasăre, trebuie să fiți imediat aici la 120, pentru că nu vreau să pierdeți acest premiu. Aveți minim 100 de lei, maxim 1000 de lei. Acest premiu este garantat pentru cel sau cea care îmi va spune despre ce pasăre este vorba. C-O, haideți să vedem. Are cineva? Are cineva această pasăre pregătită? Vrea cineva astăzi să fie marele meu câștigător? C-O. Despre ce să fie vorba? Bun, dragii mei, deci, haideți să vedem. Sunt sigură că aveți deja o pasăre pregătită, nu-i așa? Mai știm o pasăre ce începe cu C-O? O cunoașteți? O știți? Dar vreau să vă aud. Vreau să vă aud în 90 de secunde, într-un minut și jumătate. Vreau să aud prima idee. Orice idee, 900 de lei, este o pasăre ce începe cu C-O. Dar trebuie să încep să pornești ceasul. 3, 2, 1 și ceasul pornește chiar acum. Vreau să vă aud într-un minut și jumătate să vă aud ideea. Să vă aud pasărea care începe cu C-O. 100 de lei aveți garantat pentru orice pasăre ce începe cu C-O și 1000 de lei pentru pasărea de la mine din plic. Haideți să vedem cine va ajunge la timp. Într-un minut și 10 secunde vreau să-l am neapărat pe primul meu câștigător aici. Primul meu câștigător vreau să ajungă într-un minut aici. Ce ziceți? Este posibil? Este posibil să vorbesc eu cu un câștigător într-un minut? Vedeți că secundele trec, așa că dați-mi un semn acum la 1208 dacă vreți să fiți dumneavoastră. O idee foarte, foarte bună. Vreau să aud chiar acum, chiar aici, chiar în legătură directă. Vreau să aud de la câștigătorul meu. Mai aveți 46, 45 de secunde, 44, 43. Haideți să vedem care este pasărea care începe cu C-O și pe care dumneavoastră trebuie să mi-o spuneți în 30 de secunde. 30 de secunde, dragii mei, mai aveți la dispoziție orice idee nouă, premiez cu 100 de lei. Dacă este pasăre de la mine din plic, aveți 1000 de lei. Haideți să vedem cine va ajunge însă în 25 de secunde, pentru că voi vorbi clar cu cineva. Cu cineva în 20 de secunde. Vreau să fiți dumneavoastră cel sau cea care îmi spune orice idee nouă, 100 de lei. Dacă este soluția corectă, aveți 1000 de lei. Mai aveți 10 secunde la dispoziție. 10 secunde să-mi dați un semn la 1, 2, 0, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, dragă doamnă! Ia să vedem la ce pasăre v-ați gândit. Cocor! Cocor! Foarte bine, aveți 100 de lei pentru cocor. Nu este, din păcate, nu este cocor, dar aveți 100 de lei! 100 de lei este pentru cocor! Ai dumneavoastră 100 de lei pentru cocor! Bine, dragii mei, o aveți 100 de lei. Deci, mai vreau o idee. Poate că... Haideți să vă mai ajut. Păstrez 100 de lei garantat. Dacă aveți o idee nouă... Nu, dacă aveți o idee nouă, măresc premiul. Să fie 200 de lei. 200 de lei pentru orice idee nouă în acest moment. Și vă mai dau un ajutor. Vă mai dau un ajutor despre această pasăre. Această pasăre pe care eu o caut conține litera R, așa cum mi-ați spus foarte bine aici la cocor. Deci, pasărea care o caut eu, la fel, conține litera R. Mi-ați spus cocor, un răspuns foarte, foarte bun. Așa că și pasărea pe care eu o caut, la fel, conține litera R. Deci, prima idee, orice idee nouă, 200 de lei. Pentru pasărea de la mine din plic aveți 1000 de lei. Știți primele două litere? C-O. Știți că conține și litera R. Bun, deci acum aveți toate indiciile, toate ingredientele pentru a fi un câștigător. Foarte, foarte bine, am auzit cocor, am premiat pentru cocor. Dar ce altceva? Ce altceva? Cocoș nu poate să fie pentru că nu conține litera R.
pasărea pe care eu o caut conține litera R, așa cum am auzit de la doamna de mai înainte, foarte bine, Cocor, am premiat pentru acest răspuns. Însă mai este o pasăre, în afară de Cocor, care să conțină litera R. Și dacă pe o spuneți, pe aceea, înseamnă că poate fi pasărea de la mine din plic. Înseamnă că poate să vă aducă 1000 de lei. Dar și dacă îmi spuneți orice altă pasăre care conține litera R, începe cu C-O și nu este Cocor, pentru că Cocor deja s-a spus, aveți 200 de lei. Haideți să vedem. Are cineva o idee? Știe cineva despre ce pasăre este vorba? V-am dat un indiciu foarte important, v-am spus cam totul, nu pot să vă ajut mai mult decât atât. V-am ajutat foarte, foarte mult în acest moment. Haideți să vedem. Care este acea pasăre? C-O, C-O. Uitați-vă, uitați-vă foarte bine. Pasărea care conține litera R. V-am ajutat, dragii mei, așa că vreau să aud acum de la dumneavoastră. Vreau să vă pot premia. Haideți să vedem despre ce pasăre să fie vorba. C-O. A conține litera R. Vreau să vă concentrați. Nu vreau să pierdeți această oportunitate. Haideți să vedem. Am 1000 de lei pregătiți pentru unul dintre dumneavoastră. Dar cine să fie? Cine să fie oare câștigător? Câștigătorul meu de astăzi. C-O. Dacă aveți o idee, ridicați telefonul, formați numărul meu și haideți să o auzim, pentru că orice idee nouă, orice pasăre, sunt banii dumneavoastră, aveți 1000 de lei garantat. Sau în cel mai prost caz, dacă îmi spuneți o idee nouă, aveți 200 de lei. Deci în acest moment nu aveți absolut nimic de pierdut. Minim 200 de lei, maxim 1000 de lei puteți să câștigați. Haideți să vedem, haideți să ne concentrăm, pentru că nu vreau să pierdeți această oportunitate. Cine? Cine poate să-mi spună acea pasăre care începe cu C-O? Pasărea pe care noi o căutăm. Haideți să vedem. Vreau să vă aud, vreau să vă premiez, vreau să-l am aici pe câștigătorul meu. 200 de lei, orice idee nouă. 1000 de lei pentru pasărea de la mine din plic. Ce pasăre mai conține litera R? Și nu este Cocor, pentru că deja Cocor l-am auzit, Cocor l-am premiat. Poate să fie... Ce pasăre poate să fie? Mai are cineva vreo idee? Vrea cineva asta să câștige, pentru că veți fi oricum câștigătorul meu. Deci, indiferent că veți câștiga 200 de lei pentru o idee nouă sau 1000 de lei pentru pasărea de la mine din plic, oricum veți fi câștigător. Deci, în acest moment, aceste premii sunt garantate. Doar trebuie să rostiți acest cuvânt, această pasăre care conține litera R și care începe cu C-O. Dacă o veți rosti aici în legătură directă, veți fi clar câștigător. Haideți să vedem. 1000 de lei, 200 de lei, orice idee nouă și 1000 de lei pentru pasărea care se află la mine în plic. Cine poate să mai spună? Cocoș nu are cum să fie pentru că nu conține litera R. Dar dacă aveți o pasăre ca aceasta, o pasăre precum Cocorul, care să conțină litera R, pe aceea vreau să vă aud. Concentrați-vă, am nevoie de soluția corectă. Haideți să vedem, vreau să fiți foarte, foarte rapidi, dragii mei. Vreau să vă premiez, vreau să vă aud, vreau să fiți dumneavoastră câștigătorul meu de astăzi. Ia să vedem cine poate să-mi spună acea pasăre care să conțină litera R. C-O, C-O. Cine? Cine are o idee chiar acum? Haideți să ne concentrăm, haideți să vedem. 1000 de lei sunt aici pregătiți pentru dumneavoastră. Bine, vă dau un ceas de un minut și să știți că va trebui să schimb jocul. Va trebui să schimb jocul dacă nu voi auzi 3, 2, 1, dacă nu voi auzi într-un minut răspunsul corect de la dumneavoastră, va trebui să schimb cu alt joc. Haideți să vedem. 54 de secunde, 53, vreau să vă aud, vreau să-l aud pe câștigătorul meu chiar acum. Pasărea care conține litera R, ia să vedem, idee nouă, 200 de lei. Pasărea de la mine din plic, 1000 de lei, ia să vedem cine va ajunge oare în 40 de secunde. 40 de secunde mai aveți la dispoziție. Să știți că voi schimba jocul dacă nu voi auzi de la dumneavoastră care este... Vreau să mai joc încă un joc și dacă nu aud de la dumneavoastră care este...
pasărea care începe cu C-O va trebui să schimb jocul. Vreau să vă aud în 20 de secunde, repede, repejor, vreau să-l am chiar acum pe câștigătorul meu. Voi schimba cu altceva, dragii mei, așa că fiți pregătiți. Vreau să vă aud în 15 secunde, nu vreau să mai aștept, nu mai pot să mai aștept cu acest joc. Așa că dacă voi auzi, trebuie să aud chiar acum pasărea care începe cu C-O. Mai avem 4 secunde la dispoziție, sper că deja ați format 1-2-0. Sper că veți fi dumneavoastră câștigătorul meu. Foarte bine! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, dragă domnule! Cum vă numiți? Florin! Ia să vedem, la ce pasăre v-ați gândit? La ce pasăre v-ați gândit? Corb! Corb? Corb nu este corb, dar aveți 200 de lei! 200 de lei sunt ai dumneavoastră pentru corb! Corb, ia să vedem... 200 de lei sunt ai dumneavoastră. O să vă arăt care a fost pasărea care se afla la mine în plic. Vreau să vă arăt soluția pentru că voi schimba acest joc. Cocoșar. Cocoșar a fost această pasăre pe care o căutăm. Foarte bine, mergem la jocul următor pentru că este finalul emisiunii. Dar vreau să vă mai arăt un joc foarte, foarte interesant. Păstrez 1000 de lei, însă vreau să vă arăt orașe românești. Orașe românești. Dumneavoastră trebuie să le așezați, aceste 5 orașe românești, în ordinea corectă. Ei bine, cine va reuși să facă lucrul acesta va câștiga 1000 de lei. Premiul rămâne, nu este nicio problemă, premiul rămâne, deci nu vă descurajați. Premiul acesta rămâne de 1000 de lei garantat. Trebuie doar să așezați aceste orașe în ordinea corectă. Haideți să vedem cine poate să facă lucrul acesta. Toate cele 5 orașe, 1000 de lei garantat. Haideți să ne uităm, haideți să ne concentrăm. Am nevoie de toate cele 5 orașe. Literele sunt mixate. Literele sunt mixate, dar puteți, cred eu, să găsiți cele 5 orașe. Nu este atât de complicat. Acest joc chiar este un joc foarte, foarte interesant și tare mult îmi doream să pot să joc și acest joc. Așa că am păstrat premiul de 1000 de lei. Nu este absolut nicio problemă. Nu mai trebuie să mai spuneți nicio pasăre. Trebuie doar să așezați în ordinea corectă aceste litere. Avem acolo U, C, J, L, P, O, C, N, A, A. Așezați-l astfel încât să fie un oraș românesc. Taus, Erma, Racoiva, Uibis și Roșbav. Ele așa nu au, bineînțeles, niciun sens. Însă sunt orașe de la noi din România, nu sunt orașe din Finlanda, nu sunt din Africa, nu. Sunt de la noi din țară, orașe cunoscute. Vreau să le aud pe toate, să le așezați pe toate în ordine încât să fie orașe cu sens și aveți garantat 1000 de lei pentru acest joc. Este un joc foarte drăguț, un joc simplu, un joc pentru care dumneavoastră câștigați 10 milioane de lei pentru că premiul rămâne același, dar v-am spus că eu am venit cu multe jocuri astăzi, nu vreau să terminăm fără un câștigător. Haideți să vedem cine are toate cele 5 orașe. Dacă aveți 2 sau 3, nu mă sunați. Nu, dacă ați văzut doar 3 sau 4, nu mă sunați. Nu pot să vă ajut, nu pot să vă ofer niciun premiu dacă îmi spuneți mai puțin de 5. Trebuie să mi le spuneți pe toate cele 5, să le așezați pe toate cele 5 în ordine pentru această sumă. Nu pot să împart suma aceasta pentru cei care au găsit denumirile la 2 sau la 3 sau nici măcar la 4. Nici măcar la 4, dacă nu aveți toate cele 5 orașe, nu am cum să vă premiez. Toate cele 5, am nevoie de toate cele 5. Haideți să ne uităm la primul, al doilea, cine a găsit? Câte ați găsit până acum? Este prea greu? 5 orașe sunt prea grele. Spuneți-mi patru. Eu vă premiez cu 10 milioane de lei și pentru 4. Doar 4 dintre ele. Care doriți dumneavoastră? Vă alegeți care vreți să mi le spuneți, pe acelea spuneți-mi le. Dacă vreți să-mi spuneți, haideți să vedem. Literele sunt mixate, dragii mei, așa că așezați-le dumneavoastră în ordinea corectă. Vreau să vă arăt și această furcă pentru unghiuțe. Nu uitați să o comandați de pe www.outletshop.com. Literele sunt mixate, așadar așezați-le dumneavoastră în ordinea corectă. Și haideți să vedem cine este norocosul meu achiziționar de cupoare digitale care astăzi
astăzi va câștiga 1000 de lei. Sper să fiți dumneavoastră, sper să fiți dumneavoastră care chiar acum vă uitați. Spuneți-mi 4 dintre ele, la întâmplare. Poate că primul este prea greu, vedeți, este format din 2 cuvinte și al doilea tot din 2 cuvinte. Deci, haideți, spuneți-mi atunci cele mai ușoare, nu știu. Alegeți dumneavoastră care 4 vreți să mi le spuneți, numai să mi le spuneți până ce emisiunea se va termina, pentru că deja este trecut de ora 17 și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, așa că dați-mi un semn acum dacă ați reușit să vă dați seama de 4 dintre ele. Este suficient. 4 dintre ele și 1000 de lei garantat sunt ai dumneavoastră. Haideți să vedem. Într-adevăr, primul și al doilea sunt un pic mai dificile. Vedeți, sunt orașe din 2 cuvinte. Cel de-al treilea este un singur cuvânt, cel de-al patrulea are și mai puține litere, nu este atât de greu, cel de-al ultimul la fel are mai puține litere. Care doriți dumneavoastră, de care v-ați dat seama, pe acelea spuneți-mi, pentru că vă aștept cu 1000 de lei, însă nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Dacă vreți să fiți câștigătorul meu, trebuie să-mi dați un semn chiar acum. Haideți să vedem cine poate să-mi spună despre ce orașe, 4 orașe, dacă este prea greu. Ce pot să fac? Am 1000 de lei garantat. Dacă este prea greu, v-am spus, spuneți-mi 4. Bine, ne oprim. Spuneți-mi 3. Spuneți-mi doar 3. Haideți să vedem. Doar 3 este suficient. 3 orașe românești și vă ofer 1000 de lei. Doar pentru 3. Pentru că primele două, într-adevăr, vedeți, sunt din 2 cuvinte, sunt mai dificile. Poate că nu vă dați seama. Dar dacă îmi spuneți 3, ce spuneți? 3. 3 este suficient și 1000 de lei sunt ai dumneavoastră. 3 orașe dintre cele de aici, de pe ecranul meu. Și-a dat seama de cine? Cineva măcar de 3? Dacă dumneavoastră v-ați dat seama măcar de 3 dintre ele, ce orașe se găsesc? Vedeți că literele sunt mixate. 3 orașe este suficient și 1000 de lei sunt ai dumneavoastră. Poate că este prea greu. Poate că primul este prea greu, poate că al doilea este prea greu. Găsiți-mi 3, spuneți-mi 3, literele sunt mixate, orașe românești. Poate că dumneavoastră locuiți într-unul dintre aceste orașe. Păi, cum ar fi să câștigați chiar cu orașul dumneavoastră? Haideți să vedem, cine poate să-mi spună? Cine poate să-mi spună ce, despre ce orașe este vorba? A găsit cineva măcar 3? A reușit cineva să așeze literele în ordinea corectă? Dacă ați reușit să așezați literele în ordinea corectă și ați găsit măcar 3 orașe, ei bine, atunci este momentul să vă aud aici. Este momentul să vă premiez. Dacă aveți un sau două, îmi pare rău. Nu pot să vă ofer 1000 de lei. 1000 de lei sunt doar pentru minim 3 orașe. Care vreți? Care vreți dumneavoastră? Să știți că ne apropiem de finalul emisiunii. Ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii, așa că sper să vă grăbiți și sper să vă aud. Sper să-l aud aici pe câștigătorul meu. Încă am 10 milioane de lei. 10 milioane, 1000 de lei sunt pregătiți să vină la dumneavoastră. Dar către cine? Către cine să trimit eu banii? Poate că cineva este chiar dintr-unul dintre aceste orașe. Poate că dumneavoastră locuiți într-unul dintre aceste orașe. Ei bine, atunci pe dumneavoastră vreau să vă aud. Pe dumneavoastră vreau să vă premiez. Ați așezat literele în ordinea corectă? Nu este un joc atât de greu. Nu este un joc. Nu mai trebuie să-mi spuneți nicio pasăre, nu mai trebuie să vă gândiți. Trebuie doar să așezați literele și gata! 1000 de lei sunt fix ai dumneavoastră. 3 orașe! Acum 3 orașe vreau să le aud în acest moment de la dumneavoastră, pentru că suntem la finalul emisiunii. Dragii mei, nu mai avem mult timp la dispoziție, suntem la finalul emisiunii. Cine va spune acum cele 3 orașe, va putea câștiga 1000 de lei. Haideți să vedem, cine va fi acea persoană? Cine? Cine poate să-mi spună cele 3 orașe? Este cineva? Haideți să vedem dacă este cineva, vreau să vă aud. 1000 de lei, 1000 de lei, ia să vedem, sunt banii dumneavoastră. 3 orașe românești, trebuie să găsiți, da? Puteți să găsiți 5, dar nu este necesar. Eu sunt mulțumită și cu 3. Dacă îmi spuneți 3, gata, premiul este al dumneavoastră, dar trebuie să fiți acum aici pentru că este finalul emisiunii, dragii mei. Nu mai avem mult timp la dispoziție și vreau să vorbesc cu un câștigător. Am avut 2 câștigători.
mai devreme. Însă eu mai vreau unul. Mai vreau să mai am un câștigător acum la finalul emisiunii și nu orice fel de câștigător, pentru că premiul cel mare încă este aici. Cele două persoane care au câștigat până acum nu au câștigat 1000 de lei. 1000 de lei sunt doar ai dumneavoastră, i-am păstrat pentru dumneavoastră. Dacă îmi spuneți cele trei orașe, gata, sunteți câștigătorul meu, sunteți cel mai bun dintre cei mai buni. Haideți să vedem, trei orașe așezați literele în ordinea corectă. Haideți să vedem cine este norocosul meu achiziționar de cupoane digitale, care va câștiga două produse de pe www.outletshop.com. Uitați să vă selectați și produsele. Și care va câștiga garantat 1000 de lei astăzi. Astăzi, vineri după amiază, începeți weekendul cum se cuvine. Cum altfel decât un câștigător. Așa este, așa este frumos. Să începem cu câștiguri. Și astăzi cineva poate să câștige, are o șansă incredibilă, poate să câștige 1000 de lei dacă îmi spune cele 3 orașe de la noi din țară. Este ultima șansă. Ultima șansă, dragii mei. 3 orașe românești, nu 5, nu 4. Nu 4, uitați de 5, uitați de 4. Nu. 3 sunt suficiente. 3 și 1000 de lei, însă este ultima șansă. Ultima șansă. Gata, este ultima șansă. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Ultima șansă pentru cele 3 orașe. Ultima șansă în care dumneavoastră puteți să-mi dați un semn la 1208 dacă aveți cele 3 orașe. Trebuie să vă grăbiți pentru că gata, emisiunea se va încheia foarte, foarte curând. Este ultima șansă. Suntem pe ultima sută cu acest joc, dar și cu emisiunea, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Am stat foarte mult cu jocul de mai înainte, dar acum am nevoie, v-am lăsat să-mi spuneți doar 3 orașe, atât, 3 orașe, care vreți dumneavoastră, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, alegeți dintre cele 5, 3 care vi se pară mai ușoare, nu trebuie să mi le spuneți neapărat pe toate 5, pentru că, într-adevăr, 2 dintre ele mi se par și mie destul de dificile. Dar aveți de ales, aveți și orașe cu litere mai puține, ultimele două au litere mai puține, așa că alegeți dumneavoastră, alegeți de exemplu ultimele două și mai alegeți unul dintre celelalte trei, care vreți dumneavoastră, de care vă dați seama, este foarte bine, pe acelea le premiez. Dragii mei, să știți că sunt ultimele 10 momente ale emisiunii și gata, emisiunea se va încheia, jocul se va încheia, 10... 9, haideți să vedem cine va ajunge, este ultima șansă, dragii mei, cine vrea să câștige 1000 de lei garantat. Nu avem premii bonus astăzi, avem doar această sumă de 10 milioane, dar sunt garantați. 8 momente, haideți să vedem. Și 1000 de lei sunt ai dumneavoastră, 7 momente, ultimele 7 momente, mare, mare atenție, pentru că suntem la finalul acestui joc, suntem la finalul acestei emisiuni și nu mai am decât aceste 7 momente în care dumneavoastră să puteți să fiți aici, în care dumneavoastră să puteți câștiga cu cele 3 orașe, 6 momente, grăbiți-vă dacă vreți să fiți dumneavoastră câștigătorul meu de astăzi, ultimele 5 momente, ia să vedem, 4, cine pe cine voi auzi, 3, ultimele 3 momente. 3 orașe și 1000 de lei. 3 orașe, este finalul. Ultimele 2 momente, este finalul acestui joc, este finalul acestei emisiuni. Dacă nu vă voi auzi până ce momentele vor ajunge la 0, să știți că premiul va rămâne aici. Un moment, un singur moment. Este ultimul minut al emisiunii, dragii mei. Oh, 3, 2, 1 și gata. Să știți că va trebui să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Este gata, ultimul minut. Dacă ajungeți într-un minut, câștigați 1000 de lei. Dar numai cine are 3 orașe, cine a reușit să așeze literele în ordinea corectă și cine vrea să câștige 1000 de lei și cine va ajunge oare în 40 de secunde. Am nevoie de dumneavoastră să fiți foarte rapizi. Haideți să vedem care sunt cele 3 orașe, pentru că mai avem 36 de secunde, ia să vedem cine câștigă 10 milioane de lei chiar acum la finalul jocului și la finalul emisiunii. Am intrat pe ultima 100 de metri, doar 25 de secunde au mai rămas din această emisiune, 23, 22, 21, 20, ia să vedem, vreau să sune telefonul și vreau să-l aud chiar acum pe câștigătorul meu. Cine va lua 1000 de lei cu 3 orașe românești în doar 12 secunde, 11, 10, 10 secunde, 1000 de lei, să dai dumneavoastră, nu mai avem mult timp, nu mai avem alte jocuri, nu mai avem alți bani, acesta este premiul dumneavoastră, haideți să vedem cine va ajunge în 3, 2, 1, ia să vedem cine va câștiga 10 milioane de lei cu cele 3 orașe, 0, 0, 0, este cineva acolo? Este câștigătorul meu acum aici?
Haideți să vedem. Vreau să vorbesc cu un câștigător. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, cum vă numiți? Tot spun Rudolf Ovidiu. Domnule Ovidiu, ia spuneți-mi, care sunt cele trei orașe? Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, da. Satu Mare. Satu Mare. Craiova. Craiova este suficient! Domnule Ovidiu, aveți 10 milioane de lei! 10 milioane de lei, 1000 de lei sunt ai dumneavoastră, mă bucur tare mult! Domnule Ovidiu, iar noi ne vedem mâine în weekend cu multe premii aici la Câștigați Acum. Sunt Diana Muriana, vă doresc o zi minunată! La revedere, dragii mei!